Războiul mutilează suflete, nu doar trupuri și teritorii. Pilotul de 100 de ani știe planul salvării României și are o dorință mare cât cerul țării pe care l-a apărat. Pregătiți-vă pentru un interviu nerecomandat celor fricoși. Urmează o lecție de patriotism cât o carte de istorie. Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunteți la Vești Ce Crezi. Sunt Dana Chiera, vă mulțumesc foarte mult că ne primiți în casele dumneavoastră. Dacă n-ați primit un cadou, astăzi îl primiți. Pentru mine această emisiune este un cadou pe care mi-l fac pur și simplu ca jurnalist și împart, ca să zic așa, din cadoul meu cu dumneavoastră. Pentru că eu n-aș vorbi niciodată de război la televiziune. N-aș vorbi niciodată despre drame și lucruri care emoționează până la disperare oamenii. Dar realitatea care ne înconjoară duce către zona asta. Evenimentele nu pot fi trecute cu vederea. Și dacă vrei să vorbești despre război, cu cine ai putea să vorbești despre război ca să înțelegi implicațiile războiului? Cu cine ai putea să vorbești ca să fii credibil? Ca să nu înspăimânți, dar pe de altă parte nici să nu lași lumea indiferentă la ceva ce ar putea să fie dramatic. Țara asta este așa cum este. Mare spun unii, mică spun alții, bogată spun unii, săracă spun alții, condusă, lamentabil. Asta este fără discuție o realitate. De ce? Dumnezeu știe de ce. De 30 de ani ne chinuim să aflăm de ce nu mai dăm înainte, de ce negociem în genunchi, de ce nu ne ieși nouă bine, de ce oamenii care au muncit și care acum sunt pensionari nu sunt respectați, de ce tot timpul este un scandal că nu se face un spital, că nu se face o stradă, când se face se fură jumătate de stradă, se fură jumătate de spital. De ce, de ce, de ce? Așa sunt lucrurile și venim peste noi și războiul. Indirect deocamdată, ferească Dumnezeu să fie direct vreodată. N-ar fi bine să fim atenți, n-ar fi bine să știm lucruri. Este un privilegiu pentru mine să l-am invitat în emisiunea Vești Ce Crezi pe domnul general major Radu Teodoru, care peste câteva luni, puține luni, 4 luni, 3 luni, face 100 de ani. 100 de ani. Vă mulțumesc foarte mult că ați venit la emisiune, domnule general. Și abia aștept să vorbesc cu dumneavoastră despre ceva ce dumneavoastră știți și eu știu doar de la televizor și eu știu doar din știri. Și ca mine foarte mulți oameni în această țară și ca mine foarte mulți copii din această țară. Și ca mine, dați-mi voie să spun, și oamenii care conduc România. Cei mai mulți dintre ei știu despre război din raportările pe care le primesc de la subalternii lor, nu din realitate. Ce înseamnă războiul? Domnul Radu Teodoru, domnul general major, a fost comandant de escadrilă de vânătoare și instructor de zbor la regimentul 3 Vânătoare Târgșor, comandant de companie și profesor de specialitate la Școala de Ofițeri Tehnici de Aviație din Sibiu. Un CV remarcabil, scriitor, prozator, un om cu minte, brici și atenție. Un om pentru care patriotismul nu este o ștampilă. Nu este o ștampilă pe care și-a pus-o în piept, ci este pur și simplu sensul domniei sale de a fi. Domnule general, vine prăpădul, adică se întâmplă prăpăd de jur împrejurul nostru și nu știm cum să o scoatem. Sentimentul meu este, ca ziarist, că nu avem negociatori pentru România astfel încât să ne ferim dacă vine un prăpăd peste noi, să ne apărăm dacă vine un prăpăd peste noi. Cum vedeți dumneavoastră evenimentele care se întâmplă zilele acestea? Avem război aici, la granița României, mai cade câte o dronă, mai cade câte o dronă care explodează la impactul cu solul, la câteva sute de metri de localitățile din Tulcea. Dincolo, în Orientul Mijlociu, război, măcel. Cum simte un om ca dumneavoastră, care a văzut războiul, l-a trăit efectiv evenimentele astea? Doamne, eu îmi îngădui să vă felicit
pentru felul cum puneți problema. Sunt încântat că m-ați invitat la această emisiune și vă rog să mă scuzați cu anticipație dacă voi fi foarte dur. Pentru că războiul nu este o jucărie, nu este un moment de propagandă pro și contra și nu este jocul iresponsabililor. Este jocul unor, joc, dacă poate fi numit joc, unor oameni de stat cu responsabilități planetare. Să nu ne ascundem după degeți, să mergem la esență. Că războiul nu-l vor cei de nu, jos. Nu e de la oamenii nu de rând. Nu e al dumneavoastră. Nici al dumneavoastră. E al lor. Corect. Al meu este în momentul când se calcă independența, suveranitatea și dreptatea istorică a României. Atunci e războiul meu. Până atunci este jocul puterilor planetare care se înfruntă prin intermediari. Au măcelărit și au distrus Ucraina? Au făcut-o. Aruncă vina pe răsărit. Nu, ei au provocat războiul acolo în Ucraina. Și-au terminat armata națională, dacă era națională, eu nu cred în niciun. Era o armată compozită, așa. Și acum plâng că nu mai au armată și au nevoie de armată. Și comandantul armatei ucrainene a spus, dați-mi încă o armată, că am terminat-o pe asta. Domnule general, vă spuneam mai devreme, dumneavoastră, că o să vorbim în această emisiune despre al treilea război mondial. Vreau să văd care este opinia domnului general Teodoru în legătură cu al treilea război mondial. Toată lumea, de la analiști militari, la politologi, la oameni care se ocupă de finanțele lumii, toată lumea răspunde la această întrebare. Credeți că se va apropia? Domnul Harman, la emisiunea Curat, a spus cu subiect și predicat, nu avem încă elementele unui al treilea război mondial. Mai trebuie să se întâmple ceva undeva ca să se iște al treilea război mondial. O să vedem care este punctul de vedere al domnului general Teodoru, dar vreau să întreb, dacă noi avem un stat recunoscut, dar cum este Ucraina, este recunoscut statul și cineva mușcă din statul ăla și vrea teritorii în statul ăla, nu ați sări să apărați statul ale cărui granițe au fost recunoscute? Eu mă gândesc acum la ucraineni. Ei s-au născut în statul acela, recunoscut internațional, ca să zic așa. Doamne, jocurile sunt mult mai subtile, sunt cinice. Este un pretext ăsta, domnule general? Este un pretext, doamnă. L-au căutat cu lumânarea. I-au atâtat pe ucraineni, tot timpul i-au atâtat împotriva Rusiei și Rusia reacționează. Vreau să vă spun, fac o paranteză. Să știți că cei mai buni șahiști pe plan mondial multă vreme au fost rușii. Atât vă spun. Deci este un joc de șah planetar. Să-mi spuneți ce vrea Rusia. Că Rusia n-ar fi reacționat dacă nu era o miză foarte mare. Care-i miza, domnule general? Miza este avuția Rusiei. Bogățiile... Care sunt acum în Ucraina. Parțial în Ucraina. Ei vizează Rusia ca stat bicontinental foarte bogat în resurse, pentru că au epuizat resursele vestului. Ia gândiți-vă, tot timpul fac caz de încălzire globală, de nu știu, globală, de nu mai știu ce. Ei au făcut treaba asta, occidentalii. Am făcut noi, am avut o industrie poluantă, am avut ce avem noi care dăunează biotopului și întregului sistem ecologic mondial. Nimic. Noi am fost o țară eminamente agricole, așa am învățat eu la liceu, care n-am poluat. Ce? Ei au poluat cu industria lor, ei au epuizat resursele și atunci apelează la Est, care a păstrat resursele, fiind mai înapoiați economic, da? În acest joc planetar, domnul de care ați pomenit are dreptate,
mai este nevoie încă de ceva ca să se dezlănțuie al treilea război mondial. Deocamdată suntem în pragul lui. De ce sunteți supărat pe actuala conducere și pe oamenii care au condus România? De ce aveți să le reproșați? Care este temerea dumneavoastră? Ce au lăsat după ei? Asta vreau să vedem. Cum simțiți dumneavoastră lucrurile? Doamnă, fac un moment, număr până la 10, cum a învățat mama, ca să nu explodez și să nu pun motorul în plin, pentru că pun tot armamentul de bord pe ei și îi fac praf îi fac. Pentru că sunt niște ticăloși. Eu nu, îmi scuzați, nu sunt academic deloc. Sunt soldat, doamnă, și sunt îndreptățit să vorbesc, că mă întreabă unii, doamne, de ce dumneata la 100 de ani nu stai acasă să-ți vezi de reumatisme? Pentru că generația mea a vărsat tone de sânge până la Volga și până la Viena ca să păstreze țara asta cât de cât independentă, suverană, stăpână pe ea însăși. Nu este independentă, nu este suverană, nu este stăpână pe ea? Nimic din toate. Asta e batjocorită de niște... Și pot să cad în ghearele legii. Pentru că eu știu cine sunt analfabeții care ne conduc. Ia gândiți-vă. De ce nu este suveran? Doamnă, nu este independentă, că nu este voie să fim independenți. Unde se vede, domnule general Teodoru, că nu suntem independenți? În tot ce vreți, începând de la economie, la învățământ, la sănătate, la armată și la biserică. Nu suntem independenți. Să vă dau un exemplu, să nu vorbesc pe din afară. Au montat un moment religios la Moinești. Protopopul de la Moinești, pe cine l-a invitat? Pe Patapievici, ăla care și-a bătut joc, un agent străin, care și-a bătut joc de România, ne-a făcut românii care seamănă cu un popo, ca să nu îți spun pe nume așa, fără șira spinării, niște patibulari nenorociți, limba română să nu se mai vorbească, pentru că e bună numai pentru înjurături, Eminescu este cadavrul nostru din debaraș și alte delicatețe de genul ăsta, pentru care domnul Băsescu, fiind președinte, l-a miruit ca reprezentant al nostru... La Institutul Cultural Român, da. Doar să-mi spuneți așa, dacă ați fi în fața copiilor, ați putea susține în fața lor că România nu este un stat independent, că nu este un stat suveran? Doamnă! Le-ați putea spune copiilor asta? Cu alte cuvinte decât vă spun dumneavoastră, o fac, da. Doamnă, de... Câțiva ani am niște conciliabile cu copiii. Admirabile. Sunt niște copii. Doamne, avem o rezervă de copii și de adolescenți minunată. Nu-și dau seama. Tot timpul aruncă, îi arată cu degetul pe copii și pe adolescenți. Nu e adevărat. Avem o rezervă superbă de energie și de responsabilitate. Doamne, am întâlnit cu copii de clasa 3-a, asta eu nu știu cum naiba să numește învățământul ăsta. Școala generală. Primară. Pe vreme. Da. Acum ai zice gimnazială. Gimnazială, da. Și cu dascăl, doamnă, mai ales dascălițe. Româncile sunt superbe. Superbe, doamnă. Mototoi ăștia de români, nu știu ce... La bărbați vă referiți? Bărbați. Ei sunt bărbați, doamnă, nu sunt bărbați. Ei sunt de sex masculin, înscriși la registru acolo, la primărie. Ce sex? Masculin. Dar nu sunt bărbați. De ce spuneți că nu sunt Pentru bărbați? Pentru că, în primul rând, nu au educație patriotică. Nu sunt responsabili.
Sunt, n-au făcut armată, doamnă. Armata e școala patriei, armata. N-au făcut. Când audă armată și de asta se oripilează, fug. Sau nu fug, sau o ia în derâdere. Acum încep să plângă că dacă se întâmplă ca în Ucraina, că ea îl vânează pe stradă și le dă un pistol mitralieră, se încurcă și se încurcă în ăla, nu știe ce e aia. Dar trimite carne de tun. Dar credeți că a fost o chestiune premeditată ca bărbații să fie așa cum sunt acum? În mod sigur, da. Doamnă, nimic nu e întâmplător pe pământul ăsta. Totul e plan. Doamnă, haide să nu mai mă ascund după deget. România trebuie să piară ca stat național și aici să devină un stat cazar. Asta se chinuie de 200 de ani, să ajungă, dar am avut un Alexandrie, un Eminescu, am avut patrioți în sistemul politic care s-au luptat pe viață și pe moarte să nu se naturalizeze aici 600 de mii de cazari care s-au infiltrat în țară venind din Galicia, s-au infiltrat în țară, au pus mâna pe economie că s-au fost sprijiniți din exterior și acum am ajuns în pragul de a deveni un Israel european. Gândiți-vă dumneavoastră, ce se face la istorie? Ni s-au tăiat rădăcinile, da? Copiii ăștia știu ce înseamnă Mihai Viteazul. Le spuneți copiilor despre război la școală? Cum să le vorbiți despre război? Eu nu la școală. Am la mănăstire la Comana să fac niște... Este o învățătoare deosebită, nu e singura în țară, dar eu vă spun experiența mea. Care vine cu copiii acolo, care acolo este un osoar al celor căzuți în luptele din primul război mondial pe Neagru. E un osoar acolo și copiii ăștia vin în contact cu sărbătorile noastre religioase, cu istoria adevărată a acestui popor, așa, de mici. Și le spun, doamnă, superb. Am întâlniri cu el, îmi dau lacrimile, doamnă. Eu sunt frecat de viață, nu mi-e așa. Îmi dau lacrimile. Atât sunt de pertinente. Să vedeți ce politică de război fac cu ei. Ce întrebări îmi pun. De mă crucesc, doamnă, mă crucesc. Când vine să iau în brațe să-i mănânc. Deci e o speranță. Mare. Deci este o speranță. Doamnă, uriașă, dar asupra acestor generații se concentrează focul inamicului. Să-i anuleze ca personalitate. Să le rupă rădăcinile. Să-i manipuleze să ajungă niște roboți care răspund la o comandă electronică. Nu, doamnă, e posibil ca la un colegiu național ăsta, Coșbuc, George Coșbuc, să facă, să se ajungă în loc de colegiu național să are o casă de prostituție. Nu se poate, doamnă. Cineva trebuie să spună lucrurile astea și să le spună franc și fără nici... Să facem educație sexuală la copii, la fetițe de 3 ani, doamnă. Cum e posibil așa ceva? Domnule general, așa cum desenați dumneavoastră România în perioada asta, pare o țară care numai așa se face și s-a terminat cu ea. Așa, adică pare că suntem, cum să zic, o frunză în bătaia vântului. Așa suntem? Așa suntem? Doamnă, sunt două nivele la care se discută problema. Nivelul conducerii, care e așa cum spuneți dumneavoastră, nivelul conducerii. Nu ne reprezintă, doamnă, cine mai? Un președinte
pe care îl avem, un etnic sas, care a avut de suferit în istorie, în istoria recentă, a doilea război mondial, și care are o repulsie organică față de poporul la care a fost impus președinte, că nu, la cine știa de profesorașul de la Sibiu, ce reprezintă el ca... Nivelul conducerii și doi? Noi. Noi. Suntem cu totul altceva. Noi suntem în contradicție cu ei. Ei, prin instituțiile de forță și prin legile pe care ni le-au... Ne țin cu capul la pământ. Dumneavoastră spuneți că sunt atacate valorile, reperele, asta spuneți. Doamnă, e atacată limba română, e atacată istoria este religia, adică punctele fundamentale de rezistență ale acestui popor. Și atunci, domnule general, vă întreb așa, spuneți, conducerea este aici, noi ăștia suntem aici, care suntem ținuți cumva ca să nu explodăm. Întrebare, va mai exploda mămăliga în această țară? Să-i ferească Dumnezeu. Va exploda, doamnă. Va exploda. Sunt inconștienți. Ei și-au asigurat retragerea. Eu le-am mai spus de enori. Aveți vizi, aveți tot când o fi la greu, ne lăsați pe noi și o ștergeți cu averile voastre, cu tripourile voastre din Occident și așa mai departe. Doamnă, să-i ferească Dumnezeu! Cât de aproape sau de departe suntem de un asemenea moment, domnule general Teodoru? Totul depinde de ce se întâmplă pe planetă. Ați văzut că este o resurecție a naționalului, a suveranului. Da, peste tot, da. S-au trezit, doamnă, s-au trezit, ai noștri dorm. Dorm în... Adică într-o apărare a ceea ce este național, pentru că se vede treaba că lucrurile amestecate nu prea funcționează. Și atunci oamenii își apără rădăcinile, doar că noi cu rădăcinile stăm bine, dar stăm rău, nu știu cum să zic, că nu le recunoaștem și nu ne agățăm de ele. Haide, doamnă, să vă fac o indiscreție. Nu toți dormim în papuci. Nu toți dormim în papuci. Noi am organizat un stat major al comandamentului Vlad Țepeș. Am și dat un comunicat. Noi cine? Noi generalii. Noi generalii. Câțiva generali. Pentru că foarte mulți generali papă pensiile și stau cu mintea acasă. Câțiva generali, mai multișori, nu sunt îndreptățiți să... Spuneți mai multe. Să spun mai mult. Dar noi am dat un comunicat. Înainte de a da comunicatul ăsta, domnul președinte al Franței a și spus, a fost informat și a spus că e o huntă din asta militară care nu știu ce în legătură cu aia de Niger, care s-au despărțit de Franța. Așa. Nu e adevărat. Noi am ieșit cu un comunicat pe care eu l-am citit public și am spus ce vrem. Și care e drumul de urmat? Nu suntem angajați sub niciun motiv politic. Sau... Da. Ba da, politica națională, politica statului, politica istorică a statului. Mai putem reface, domnule general, perioada aceasta de destrădăcinare? Se mai poate reface în vreun fel? Adică în ce fel se poate reface, da, doamnă, se reface tot ce am pierdut noi ca nație, ca sentiment de aparținători a acestor locuri? Adică să ne vibreze și nouă în pieptul când cântă imnul României. Și când ne uităm care, doamnă, că nici nu se scoală în picioare. Când se cântă imnul național, imnul României joacă parlament. Se mai poate reface această perioadă? Da, doamnă, da. Prin aceste generații, dacă noi reușim
să le protejăm, ca să fie pure. Întâi să le protejăm, doamnă, sunt părinți admirabili. Doamnă, o să vă iau odată să stați cu mine, să-i vedeți copiii ăștia. Doamnă, eu sunt o minune. Părinți conștienți care le explică, măi, așa, 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 în clasa a treia să mi se pună întrebări esențiale, doamnă, pentru mine este o revelație. Nu pierdem niciun fel de speranță. Să înțeleg, domnule general, că este un fel de stat major paralel? Doamnă, undeva incognito, adică? Doamnă. Care pregătește o revoluție în România? Doamnă, hai să nu fim indiscreți. Să nu fim indiscreți, dar vine să pun întrebări. Nu pregătește o revoluție. Pregătește conștientizarea maselor și aducerea lor la realitate. Spuneți-mi, nu vă pun tot felul de piedici? Nu sunteți alergat la cei 100 de ani ai dumneavoastră? Doamnă. Nu vor să vă ia medaliile? Nu vor să, nu știu, poate au încercat să vă cumpere? Să încearcă tot felul de minuni de genul ăsta, începând cu amenințările. Nu se prinde, pentru că eu am auzit gloantele trecând pe lângă urechi și, cum să vă spun, sunt ridicole, absolut ridicole. Au toate mijloacele să mă constrângă. Pot să-mi dea foc la casă, pot să-mi facă 7.000 de isprăvi. Nu mă intimidează și nu mi-e frică. Adică spuneți că un om care a văzut moartea cu ochii nu mai poate să vadă nimic mai mult de atât? Adică să-l sperie nimic mai mult de atât. Da, doamnă. Până ce am trecut eu, până ce am trecut, războiul război, persecuțiile dintre 45 și 53 al detașamentului Anei Paucăr, ticăloșii aia care au distrus 150 de generali români. N-a scăpat decât un general la care am stat în gazdă la Sibiu, pentru că avea o scrisoare de la Gheorghiu Dej de mulțumire pentru care ai făcut căile ferate. Era ofițer de căi ferate, de geniu. Căile ferate, și Gheorghiu Dej, după lovitura de stat, a fost ministru comunicațiilor. Și a scris o scrisoare de mulțumire, Panaitescu se numește, am stat la el în casă, cazat cum era după război. Eram trei familii în trei camere, cu copil, cu... Nici nu mai vreau să-mi aduc aminte. Deci, doamnă, nu se prinde la mine. Am 100 de ani, n-au decât să mă facă erou național, nu? Îmi pun cioricioaică în pensie și am terminat cu mine. Nu asta e important. Important este că, așa cum sunt, respectă totuși adevărul. Adică ei știu că ceea ce spuneți dumneavoastră este adevărat, dar nu pot recunoaște public asta și nu se pot purta ca atare. Foarte mulți din ei sunt de bună credință. În acest sistem polipoid sunt și oameni de calitate. De calitate, adică și în patrioti, servicii, și în politică, și în armată, și în poliție, servicii, și peste tot. Ăștia, la momentul potrivit, vor scoate capul și se vor afirma. Vreau să vă întreb, deci dumneavoastră, practic, asta faceți acum. Vă așezați în fața unui curent naționalist, adică un curent de apărare a țării, de fapt, un naționalist prostesc. Da? Da? Ca să dați curaj celor care știu că aveți dreptate, dar n-au puterea de a... Asta faceți? Doamnă, lucrurile sunt puțin mai subtile. Vă rog să-mi explicați. Uitați. Sunt foarte mulți oameni de bună credință care au copii angajați la firme străine, da? Da. Așa. Ei înșiși au datorii la bănci. Da. E un sistem întreg economic care îi constrâng să tacă, să-și vadă treabă. Ăla are leafă bună la
am și eu nepoți care au studiat în străinătate. Și nu v-au zis niciodată, bunicule, nu te mai lupta, că n-ai cu cine să te lupți, te lupți cu morile de vânt. Nu v-au zis asta niciodată? Nu m-au descurajat, dar nici nu m-au încurajat. Lucrurile sunt foarte subtile, doamnă. Limita e foarte subțire. Își văd de treabă, acolo câștigă foarte bine. Dar? Dar, ei exploatează la sânge, odată, sunt conștienți sau semiconștienți de ce se întâmplă și datorită condițiilor economice, nu mi-au plecat în străinătate, au rămas toți aici, în România, își văd de treabă, câțiva dintre ei luptă pe cont propriu să-și câștige existența, sunt copii excepționali, dar așteaptă pasiv momentul când... Să știți că pe foarte multă lume am auzit spunând asta. Dacă se întâmplă să facă cineva ceva, vin și eu. Așa e. Asta este o chestie pe care o tot aud. Adică să facă cineva ceva, ce să facă cineva ceva. Facem o pauză în dialogul nostru. Deschidem ochii pentru că ne pasă. Rămâi cu noi ca să înțelegi. Ne întoarcem imediat.